Acum 2 ani, Roxana a primit un aparat foto profesional și a început să descopere o Slatină altfel, un oraș prin care obiectivul foto își arată frumusețea, magia, care te face să îl iubești mai mult. Acum 2 ani am început, când am primit cadou de la mama mea, care este plecată, un aparat foto mai profesional. A pus-o de pe dealul Greșei, foarte, foarte frumos, este superbă. Eu stau la blocul de la trezorii la etajul 10 și îl văd în fiecare seară, este ceva mirific. Așa că tema lunii octombrie, luna care a deschis concursul Magie prin fotografie, inițiat de primăria Slatina, a fost pe placul ei, iar de aici și până la clicul magic care a surprins cadrul perfect, nu a mai fost decât un pas. Iar după ce a aflat că a câștigat, și alți colegi au vrut să încerce să vadă Slatina altfel. Când am văzut că am câștigat eu, s-au putut să participe și ei. Da? Da. Cine să candideze și poate cine știe, știi și marile premii. Mi-ar plăcea foarte mult. Ai aparate, ai ustensile? Am, dar nu tot ce-mi trebuie, da. Deci, de la sfârșitul anului, la sfârșitul campaniei, da, ți-ar trebui. Roxana a primit diploma și premiul din partea primarului Minel Prina. Mă bucur că a câștigat o fetiță, în primul rând, se vede că fetițele au un suflet mai frumos, un suflet mai cald, le place mai mult frumosul. Pentru comisie, cel puțin, cred că a fost o decizie foarte grea, pentru că m-am uitat și eu pe toate pozele și la un moment dat nici nu știam pe care să o aleg. Felicit pentru că a câștigat prima lună, luna octombrie, dar totodată o încurajez să participe și la celelalte luni. Concursul continuă, iar acum slătinenii sunt invitați să descopere magia teatrului pe străzile Slatinei, aceasta fiind tema lunii noiembrie. Slatina este frumoasă, indiferent de anotimp, indiferent de vremuri. Eu fac poze cu ce prind și cu telefonul, surprind orice moment. Trebuie să punem în primul rând suflet, pentru că nu contează foarte mult aparatura și contează să prinzi momentul, contează subiectul. Cum se vede Slatina prin obiectivul aparatului de fotografiat? Slatina este orașul meu de suflet și Slatina am făcut cele mai frumoase cadre, am realizat cele mai frumoase cadre și voi continua să fac poze în orașul meu. Fac un apel, un anunț către toți cei care iubesc fotografia să participe, să surprindă Slatina așa cum este ea, poate pentru că mulți dintre noi nu știm cum arată. Și prin ochiul magic al obiectivului poate ne dăm seama cât de frumoasă este Slatina și o iubim mai mult. Slatina este frumoasă în toate momentele ei, în toate momentele anului.